Începând de luna aceasta, la nivelul municipiului Bacău va funcționa o comisie de circulație pentru rezolvarea problemelor de trafic și de transport, prevăzută în plan de mobilitate urbană durabilă încă din 2017. Aceasta a fost înființată în scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la reglementările și intervențiile care vizează circulația auto, pietonală, a bicicliștilor, transportul persoanelor, parcarea și transportul mărfurilor, inclusiv din punct de vedere al influenței implicațiilor unor dezvoltări imobiliare și construcții propuse asupra traficului în raport cu trama stradală existentă. Pe lângă reprezentanții primăriei, ai poliției, ai operatorului de transport public local și ai arhitecților, din comisie va face parte și un reprezentant al societății civile locale cu activitate relevantă în domeniul mobilității urbane. Astfel se face apel către organizațiile și grupurile de inițiativă interesate și preocupate de subiectul mobilității urbane să propună reprezentanți pentru comisia de circulație. O puteți face pe adresa secretariatprimar@primariabacau.ro, atașând CV-ul persoanei propuse și o scrisoare de intenție, până joi 22 aprilie anul curent, ora 14. În vederea îndeplinirii atribuțiilor, Comisia de Circulație se va întâlni cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Comisiei. Comisia va avea competența de a analiza, de a stabili și de a aproba măsuri în ceea ce privește înființarea, desființarea sau modificarea tuturor elementelor de infrastructură stradală. Măsurile și proiectele privind reorganizarea circulației și a transportului public local, modificări temporare ale reglementărilor de circulație, avizarea studiilor de circulație sau trafic, a strategiilor de dezvoltare și a documentațiilor de urbanism, analizarea propunerilor administrației publice locale pentru avizarea unor reglementări de circulație rutieră, dar și a celor primite de la cetățeni ori persoane juridice.